Bine v-a regăsit, dragii mei, la horoscopul lunii martie 2024. Mă bucur că sunteți alături de mine și vă mulțumesc din suflet pentru toate vizualizările, comentariile, like-urile și tot ce faceți voi. Urmăriți Zodia Rac. Vă mulțumesc că sunteți astăzi aici alături de mine și urmăriți acest clip. Sunt foarte, foarte recunoscătoare. Sunteți curioși, oare ce va aduce această lună? Ce urmează să se întâmple? Ce urmează să atrageți în viața voastră? Dacă da, rămâneți alături de mine. Am să vă rog ca în această lună să lăsați comentarii cât mai multe. Acest lucru îmi ajută canalul să crească, la fel și dacă vă abonați pentru că sunteți mulți care urmăriți și nu vă abonați și este total gratuit să faceți acest lucru. Vă rog din suflet să o faceți. Am să vă rog să lăsați și un comentariu, pentru că și acestea ajută cu zodia voastră și ascendentul sau cu ce vreți să manifestați în această lună, pentru că într-adevăr faceți un exercițiu. Puteți să manifestați mult mai ușor când scrieți, când vă clarificați în mintea voastră. Și vă reamintesc că aceasta este o etalare generală. O etalare generală cu energiile persoanelor născute în această zodie și este valabilă pentru cei care privesc acest clip. Aveți răbdare pentru că pe parcursul lunii lucrurile se pot schimba, iar ceea ce văd are legătură cu toată luna martie. Vă reamintesc să vă abonați și pe site-ul meu pe www.andrealovin.ro În primele 5-7 secunde o să vă apară un pop-up să vă înscrieți în comunitatea mea de pe e-mail unde primiți oferte, tot felul de materiale gratuite și, bineînțeles, citiri extra pe care nu le fac aici pe YouTube. De asemenea, vă reamintesc să nu uitați și de ofertele de la Stonemania. Codul meu de reducere funcționează și direct în magazin, dacă sunteți în București, sau îl puneți acolo la finalul comenzii pentru a beneficia de reducere. De exemplu, eu port această brățară de la Stormania. Este o brățară minunată, din rocă vulcanică. Pe stormania.ro găsiți cărți oracol, găsiți cristale, găsiți cărți de citit, orice vă doriți, inclusiv produse Feng Shui. Așadar, nu ezitați să dați o tură pe site la ei. Iar dacă sunteți pregătiți, hai să vedem care este energia Zodiei pe care o urmăriți. Să vedem pentru Zodiarac care sunt energiile din această lună. Și am să încep întâi cu informațiile din Tarot, cu cartea care vă reprezintă luna. Impresia voastră despre luna Martie. Impresia generală este o carte foarte bună, 10 de monede, 10 de monede care arată, dragii mei, că aveți parte de o lună abundentă, de o lună care poate să vă facă să vă simțiți în siguranță, de o lună în care uh, tot ce este mai bun este cumva în prim plan. Poate că vedeți aceste lucruri, poate că primiți o sumă de bani, vedeți fructele acțiunilor voastre, poate este vorba despre o moștenire, pentru că putem vorbi și despre moștenire. Este o carte care arată familia, este o carte care ne conectează cu strămoșii și, în general, finanțe de încredere. Da, bani, cumva sigur, da? e vorba cumva de o anumită încredere de un fruct vizibil, ceva ce meriți să primești. Poate chiar o sumă de bani neașteptată, dar cumva meritată. În ceea ce privește ceea ce vine în dezavantajul vostru, este o carte mai tristă într-adevăr. Cartea 5 de cupe, care reprezintă o pierdere. Cuvântul cheie a acestei cărți este pierderea. Poate că ceea ce este în dezavantajul vostru este o anumită pierdere, poate într-adevăr, cum spuneam, e vorba despre o moștenire la unii dintre voi și ați pierdut pe cineva, sau dezavantajul vostru este că e posibil să vi se pună în lumină partea mai puțin bună, deși impresia voastră totală este o culminație, da? Deși impresia totală este de o împlinire, o împlinire, da, practic, o să zic, împlinirea a ceva, un punct culminant. Da, această pierdere poate să arate că în dezavantajul vostru este o anumită, poate, așteptare neîmplinită, o anumită um, durere în suflet, să zic, um, poate este vorba și de um, o senzație de abandon, o teamă de abandon. Um, Undeva nu e ceva sigur din punct de vedere emoțional, da? poate pentru că treceți printr-o situație mai provocatoare, dar și pentru că ar putea fi un regret, un regret că nu ați făcut ceva anume, o anumită traumă care vă disperă mai multe luna aceasta, oricum o, o tristețe, o suspinare cel puțin. Bun, în ceea ce privește avantajul vostru, vine o carte extraordinar de bună. Deci nu știu cum puteți aveți o carte super bună pe care ți-o dorești în citir. Una foarte negativă, după care una foarte pozitivă din nou. La partea de avantajul vostru vine cartea Mariajul. Așa se numește prin cuvântul cheie, dar este cartea 10 de cupe, care da, reprezintă o împlinire, da, un punct culminant, fiind 10, al cupelor, adică al emoțiilor, împlinire emoțională alături de familie, um, relații cumva pe termen lung, bucurie, securitate, reuniuni familiale. Da? Deci în avantajul vostru văd că e ceva legat de familie și de asta tin secret cred că e o casă da? sau o moștenire a ceva, o bucurie în familie sau în căsătorie, prin alianță, da? prin căsătorie obțineți ceva sau ceva foarte bun, dar care vine cumva și cu o pierdere. Cu un ochi plângeți, cu unul râdeți. Și da, e interesantă. Împlinire, împlinire, cazi un pic, dar după aia ești împlinit. Iar cartea speranțelor voastre, ce vreți, ce, ce aveți în cap să se întâmple și cum ați vrea să fie lucrurile, aveți trei de bâte. Trei de bâte arată o anumită direcție spre viitor, pe care o aveți o anumită călătorie posibilă, da, planificare, poate că faceți exact ceea ce planificați, că e cumva și acțiune, adică mergi mai departe cu planificarea, alegi un drum, mergi pe strategia respectivă, credință de sine foarte mare, poate anumite decizii, cum spuneam, pe care le-ați luat vor aduce fructe bune, din nou, deci pare că luați decizii foarte bune luna asta și da, există o anumită libertate și bucuria că s-a luat o decizie, adică e, e de bine, cum s-ar spune, sau că munca ta este recompensată. Deci cam asta este energia cărții speranțelor voastre, veți să vi se recompenseze munca, să mergeți mai departe cu planurile și să vedeți rezultatele. Și mai departe, apropo de rezultate, văzând totuși și cartea de monede de prima, tind să cred că poate fi și un succes în carieră, dar probabil completat cu o problemă personală, dar din care vă ridicați foarte ușor. Aveți cartea casa întâi, care este casa sinelui, casa celui care are astrograma, da, casa persoanei, reprezintă corpul fizic, sănătatea. Tot ce înseamnă prima impresie, și dacă tot spuneam că în prima casă, în casa ascendentului, este nativul, avem și Capricornul pe casa întâi, deci ca un fel de ascendent în Capricorn. Da, Capricornul este de boss, într-adevăr, șeful. Este simbolul stabilității, răbdării, timpului, bătrânilor chiar. Pe casa întâi, Capricornul, în această combinație, cum simt eu în acest moment, este faptul că voi vreți să deveniți proprii voștri șefi. Da, în casa întâi spune self, eu, Capricornul, ca și cuvânt cheie, de boss, da, eu sunt șeful, da, vă vedeți foarte sus, poate, în această lună, vă vedeți meritele, avansați în carieră, foarte posibil, um vă exprimați foarte mult și sunteți destul de șefi și e posibil să fiți remarcați de un șef dacă nu se întâmplă ceva, să zic așa, o promovare sau ceva radical, poate fi vorba că un șef, un superior vă observă. Și da, mi se pare foarte interesant. Conjuncția. Conjuncția este o carte care arată că două, să zic, corpuri cerești, da, se unesc, sunt uh, în aceeași zodie. Adică o aliniere, suprapunere, să zic. Și, da, ar putea, <gură> mă sună puțin amuzant, dar ar putea să fie o suprapunere între voi și un șef sau o șefă. Deci, voi și o persoană de autoritate, intrați într-o conjuncție, da? Vă apropiați mai mult, deveniți puternici împreună, da? Poate fi ceva în carieră și vă uniți forțele și este extraordinar sau. De ce nu? Și partea personală se cam îmbină cu cariera, foarte posibil, da? În unele cazuri. Deci, eu vă zic ce văd aici. eu văd o persoană cu care veți avea legătură și pare că ar fi șeful vostru sau șefa voastră. Da, interesant. Multă intensitate. Conjuncția arată intensitate, aliniere, spuneam, uneori și saturație, concentrare foarte mare, da? Poate vă concentrați pe muncă, pe șefi. Dar uh, și de aici probabil vin aceste rezultate O mică probabil dispută emoțională sau familia După care se reglează lucrurile Apoi mai aveți niște cărți foarte interesante Deci chiar m-au lăsat așa mască puțin Una dintre cărți se numește Beyond Illusion Dincolo de iluzii Și ce mi-a sărit în ochi și chiar am rămas uimită Este cartea Minciuni și dezinformare Cartea aceasta poate arăta că trebuie să vezi lucrurile dincolo de iluzii. Să nu mai fii ultra visător sau visătoare. Pentru că dincolo de iluzii se află adevărul. Și dincolo de iluzii, următoarele cărți sunt intensitatea și joaca. Da? Ar putea fi o joacă în care vă veți implica cu cineva. Ar putea fi multă intensitate. Dar atenție, pentru că eu văd aici ceva secret. În multe cazuri, din secret, cei care aveți un șef că acest șef vă place și vrea să aveți o relație secretă. Cum am ajuns la această concluzie? Evident prin această conjuncție inițială între ideea de șef și nativ, da, prima casă e casa nativului întotdeauna. Și prin minciuni dezinformare, hotelul și secretul, o, oh, oh, ca multe indici, nu credeți? Bun, și prima carte a fost minciuni dezinformare, după care secretul. Poate că vă veți simți mințiți de o persoană sau veți afla un secret când, de fapt, lucrurile stau altfel. Și văd că am scos eu o clarificare. Am spus, vreau să înțeleg mai bine ce e cu secretul ăsta. Hotelul mi-a Hotelul, evident, o casă temporară. Ceva temporar, dar și chiar un hotel, un pat, un loc în care vei fi, dragă nativ care mă urmărește. Bun. Și am mai văzut și bine cuvântarea în iubire ca o altă completare. Deci e clar că secretul este legat de iubire în multe cazuri. Dar văd la voi și cartea monogamie, poate că aveți deja pe cineva, poate nu vă doriți altceva sau pur și simplu vă doriți o relație monogamă și nu prea se potrivește ideea unui șef care poate mai are pe altcineva, e căsătorit sau ceva de genul acesta sau invers, poate fi o femeie, nu și sunteți bărbați. În orice caz, o carte care a continuat povestea noastră este cartea Ești prea prins la locul de muncă. Această carte spune așa că nu mai ai timp de dorințele tale reale. Învață să ai simțul măsuri între muncă și activitățile care te relaxează și te împline sufletesc. Posibil să muncești prea mult. Fă o pauză. Asumați mai puține sarcini. Deci, vedeți, nu vă supraevaluați și supraestimați. Nu vă supra-solicitați, de fapt. Pentru că aveți nevoie acum de mai multă claritate și știu, perioada este intensă. Și nu numai că avem cartea Intensitatea, dincolo de iluzie, o anumită intensitate, o atracție. Avem și cartea Focul, la fel. O emoție puternică, o emoție foarte atractivă, pasiune sau ură. Da? Plus că înainte de pasiune aveți cartea Ești foarte gândit, cineva se gândește la tine ești în mintea cuiva. Deci e clar, cineva are o pasiune pentru voi. Pasiunea e foarte mare, simt că și din partea voastră este, indiferent de situația în care vă aflați și veți face ceva riscant. Dar tigrul, după, este o altă dovadă că vreți să faceți ceva riscant. Tigrul spune așa, faci ceva riscant, asumați, asumați șansa. Tigrul spune că vă asumați riscuri, că vreți să încercați mai multe. Deci acum aceste riscuri nu sunt la fel la toată lumea. La unii în dragoste, la unii în finanțe diferă. Dar pot să zic că vreți cumva să faceți lucruri riscante, sunteți gata să îndrăzniți, să obțineți niște lucruri și veți reuși în mare parte cu 10, 10 e o împlinire. Sigur, se împlinesc dorințele materiale, se împlinesc dorințele emoționale, e o împlinire totală. Apoi, într-adevăr, aveți aici un, um, un sicriu. Sicriu care spune că ceva din viața ta trebuie să se încheie sau cineva a plecat din viața ta. Deci, acest vis poate semnifica transformare. Vis. Deci, această carte poate semnifica transformare, schimbare, ceva trebuie să se îngroape și să nu se mai dezgroape. În viața voastră gândiți-vă ce anume trebuie îngropat și să nu mai intervin, să nu mai revin la acel lucru. Desigur, așa cum spuneam, și aceasta este o dovadă că unii dintre voi posibil să fiți în doliu sau să pierdeți pe cineva și de aici fluctuația aceea în care pare că nu totul e roz. Dar nu este chiar pentru toată lumea. Apoi, ce mi s-a părut din nou interesant, apropo de falsitate, aveți cartea tot ce sclipește. Și cu alte cuvinte, nu tot ce sclipește este aur. Corect? Da, dați-vă seama cine poartă măști, cine nu. Poate purtați chiar voi și nu vă asumați ceva? Poate poartă altcineva? Și breathe. respiră, respiră, muncești prea mult. Deci, parcă urlă etalarea asta. Omule, muncești prea mult ia timp să respiri, pentru că prin respirație și chiar respirațiile reale să faceți prin aer curat, prin, nu știu, o călătorie la munte sau ceva de genul acesta, vă veți liniști mintea, pentru că în momentul de față nu e neapărat foarte clar. E multă intensitate, dar, nu știu, nu parcă sunteți activi. Și bine, și casa întâi, e o casa activă, e casa specifică berbecului. Evident că acolo noi avem fiecare ascendentul lui, nu toată lumea are ascendentul în berbec. Și atunci cumva simbolizează ideea de casa întâi și ascendent, ideea de a fi exact ca Berbecu, să acționezi să ai o personalitate, individualitatea personală. Da? Fiecare are o anumită individualitate, o anumită personalitate. Și mai aveți cartea, onorează-ți frumusețea, concentrează-te, deci parcă vă doriți să arătați mai bine, parcă vă doriți să faceți tot felul de bunătățiri ale imaginii dar este și cartea să trecut în urmă. Deci poate fi și o persoană din trecut sau sunteți între o persoană din trecut și, nu știu, un șef, șef, o persoană cu autoritate interesantă. Și mai aveți și cartea gata, ai fost ocupat să te ocupi de alții, acum ocupă de propria ta satisfacție, nu doar să le împlinești lor. Și e vremea acum să te oprești să ai grijă de tine însuți. Deci multe mesaje arată fi sincer cu tine, ai grijă de tine, respiră, Vine vine răspunsul, vine cheia, e o cheie aici prezentă în citire. Și cheia asta mie îmi sugerează că este o rezolvare, dar și cheia unei case, ale unei moșteniri pe care o puteți avea. Nu știu, e legat ceva de bani, acte și tind să cred că e vorba de moștenire, acum sunt cărțile, dar ar putea fi și altceva. Da. Sau o persoană bolnavă din viața voastră. Da, este o citire foarte profundă, foarte intensă. Aș vrea să vă și ce arhetip jucați principal. Arhetipul principal în dragoste la voi este God, arhetipul lui Dumnezeu, Tatălui Ceresc sau Zeului. Și spune așa, ai compasiune și bunăvoință. Recunoști forța eternă din tine și din ceilalți. Poate că foarte mult vă simțiți uh, invincibil, simțiți că aveți o putere foarte mare, că Dumnezeu vă iubește în perioada asta, că meritați anumite lucruri foarte bune sau că îi ajutați și pe ceilalți sau Dumnezeu lucrează prin voi, prin ceea ce voi faceți, Dumnezeu lucrează de fapt, da? Interesant, arhetipul ăsta de zeu de Dumnezeu, zeu și ce să zic uh, vă doresc să să fiți bine să fiți fericiți și două, trei mesaje legate de dragoste. Pentru unii dintre voi, ia să vedem. Pentru unii, mesajul este ciocanul, sabotaj, încercarea de a reface o conexiune, interogații, muncă, persistență într-o relație. Da? La alții poate fi energia, o oh, cuțit în spate. Deci o durere de inimă, o durere, o decepție, un atac, ceva șocant, o separare. Da, se pare că unii vă simțiți loviți în spate, încercați să vă ridicați, să treceți, să lasă ce... să încercați să lăsați ceva să moară. Phoenixul, da, renașteți ca pasărea Phoenix. O nouă fază a relației, o transformare din nou, o minte Total schimbat o altă persoană, deci sunteți o altă persoană, dar mai ales prin intermediul dragostei. Dacă vreți să știți mai multe personal, vă recomand să vă uitați în calendarul meu de pe www.andrialovin.ro. Alegeți serviciul pe care îl doriți și vedeți acolo în calendar disponibilitatea mea. În prima parte din luna martie nu voi fi, din păcate, prezentă, dar după, pe la jumătate, voi reveni și voi putea să iau mai multe solicitări. Vă mulțumesc de înțelegere și ne vedem cu mare drag și data viitoare!